Este altceva decât am avut până acum. Fac și reprezentații în apă. Vin din Ungaria, au lucrat până acum în nordul Italiei, vreo 10 ani la rând. Sunt exemplare tinere, doi mascul frați. Sunt aduși de Filip Caranfilov, un colaborator care a accesat oferta noastră de a închiria Lei de Mare și care a câștigat în urma evaluării această activitate, această activitate, cum spuneam, iar noi ne-am pregătit pentru asta și am adus un antrenor care a lucrat 4 ani de zile la Loro Parque. Ați fost acolo, domn președinte. Loro Parque în Tenerife. A fost head trainer în Tenerife, head trainer în Mexico, head trainer în Elveția și 2 ani de zile în China, care deschide delfinariul după delfinariul săptămânal aproape. Și acest head trainer, Marco Tullio, este cu noi aici. Welcome everybody. We have two beautiful animals and we are working in the adaptation, friendly adaptation that they need to present a beautiful presentation, beautiful show in the next days. In a few minutes we are going to go inside and we are going to introduce we are beautiful sea lions, Patagonian sea lions, Morgan and Buddy. It is hard to work with them? No, it's not hard. It's really, really friendly work. It's not so hard. They are really friendly and we know the system to work with them. We use a positive and we call it operant condition system. How long is it, one show? We are going to calculate around 20 minutes. How many shows are there? We don't know, maybe 2, maybe 3, it depends how many people we have here. What can they do special? In the show, the people have a chance to know the principal characteristic about our sea lions, how they live, how we communicate with them, how we our system, and then they have some surprise for the people. We are working in a friendly presentation. Marco lucrează, Marco 2 luni de zile ne formează echipajul nostru, oamenii noștri, iar Filip ne-a adus, ne lasă în această vară, vedem ce facem și la toamnă. Deci în această vară rămân? În această vară rămân, contractul este pe 2 luni de zile, abia debutează, în acest weekend deja începem reprezentațiile, suntem pregătiți și cu această ofertă, vrem să fim, să luptăm cu această pandemie și să avem oamenilor ce le oferim. 6 delfini în cap în suprafața care, cu ajutorul domnului președinte și cu finanțarea găsită de dânsul, am reușit să uite să semnăm azi lucrările. Și unde sunt începutul lucrărilor? Ceilalți 4 sunt undeva în Europa, sunt excedentari delfini în Europa, sunt delfinarii care s-au închis, deci aduc vreo 18 delfini în China din cauza că nu mai au să-i placeze în Europa. Cu siguranță vom găsi delfini să aducem la noi în 2 ani de zile după recepția lucrărilor. Cum se va transforma acest delfinar? Eu sper că acest delfinariu în 24 de luni să aibă delfini, lei de mare, foci, să putem să folosim și bazinele exterioare. Am fost ieri la Ministerul Mediului, sperăm, reprezentanții noștri, Angelica a fost, să găsim o soluție pentru a le putea folosi pentru foci și lei de mare, așa cum în Europa pot fi folosite, dar la noi, din păcate, legislația este un pic mai strictă. În fiecare an noi oferim noi surprize la delfinariul Constanța, la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și anul acesta venim cu surprize. Mai mult decât atât, astăzi am semnat la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii începerea lucrurilor pentru construcția, extinderea delfinariului Constanța. Noi la ora actuală avem doar 2 delfini, începând din 2022, când se vor termina lucrurile de extindere, vom avea 6 delfini cu un bazin mult mai mare. Astăzi au venit și leii patagonieni. Noi surprize pentru turiștii din Constanța și pentru turiștii din țară și, bineînțeles, pentru turiștii străini care vin pe teritoriul românesc. Se mărește de la 1 milion, domnul Bulbă, de la 1 milion de metri la 4 milioane de litri. De la 270 de metri la 800 de metri suprafață. Pentru a putea fi mai mare și, bineînțeles, și atât delfin, nu doi că sunt la ora aceasta. Și, bineînțeles, domnul Bulbă, aveți aici încă un termen. Avem antrenor un foarte bun să ofere un spectacol foarte frumos pentru turiști. Și l-avem aici, avem Marco să-i vezi. Sunt 5,6 milioane de euro, vorbim pentru extinderea delfinariului. Sunt bani de la Ministerul Turismului și țin să îi mulțumesc pe această cale domnului ministru Trif, care în 2019 mi-a ascultat rugămințele, ca să pot spune așa, și am semnat acest proiect. E finanțare de la Ministerul Turismului. L'amico Bilba per avermi dato l'opportunità di essere qui un'altra volta. Io penso che abbiamo una squadra veramente preparata ai massimi livelli, sicuramente in Europa, forse anche di più. What are they eating every day? Fish, different type of fish.
We balance the dieta depending from the season. We decide which dieta is integrated with vitamin, and like this we do. In which countries was there before? Before was in Ungarn, because this normally have to stay in Italy, but this is not a good year 2020 for Italy, and for this reason was in Ungarn. But the animal they performing in the bigger and most better aquarium in Europe, in different aquarium in Europe. And they are from South America? Originally it's from South America, but it's especially dusty animal. Born under human control. Yeah, this bird born in human care, yes. Where? In Spanish.